femeia care practic le-a făcut pe toate. Ce ți-a mai rămas? Salut! Bună, Lilu! Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu cred că sunt foarte multe încă de făcut. Mai am foarte mult timp înainte pentru a le încerca pe toate. Am fost inspirată chiar și de doamna care recent a escaladat Everestul. Probabil că unul dintre scopurile mele pentru viitor este ca să fac exact același lucru. Păi, dar noi ziceam, țineți minte ce am zis eu, că posibil s-au răsturnat munții sau urmează să-i răstoarne. Exact. De fapt, asta era unul și scopurile mele când eram în China. Știu că alergasem, mi-aduc aminte că alergasem jumate de maraton pe Zidul Mare Chinezesc și voiam să alerg și maratonul full, după care să pot urca chiar și Chomolungma, adică Everestul. Așa. De când te știu părinții? Așa erai, tot timpul activă, tot timpul peste tot, Lidia e peste tot, Lidia vrea să le facă pe toate? Da, sau între așa timp este. Te-ai descoperit că ești așa plină de dorințe și de a le încerca? Păi cu siguranță, pe parcursul anilor noi ne cizelăm, ne construim poate alte valori, poate devenim altfel, dar de mică eram încadrat în foarte multe activități. Părinții au observat din copilărie că sunt hiperactivă și încercau mereu să-mi concentreze tot timpul în diferite activități. De asta probabil că și am făcut așa, pentru că așa am fost crescut, așa am fost educată. În diferite domenii eram curioasă, eram interesată, le ziceam colegilor dumneavoastră că de fapt, nu am frecventat niciodată grădinița, dar de la 3 ani eram pe băncile școlii. La acel timp, mămica mea era învățătoare și mereu mergeam cu ea la școală. Și după școală făceam și muzică, și pian, și karate, și de toate. Apropo, ai vrut să fii vedetă, da? Da, bine, știți... Dar sunt perioade așa exact, în viață. Exact, exact. Pentru că mi-aduc aminte că participam la foarte multe concursuri din astea. Ploaia de stele sau vedeta Raelice. Exact, exact. Și mi se primea foarte bine, o făceam cu pasiune și mă visam în Celine Dion, nu știu ce cântam pe atunci. Da, așa. Uite, ai făcut multe. Ai vreun regret din ce ai făcut că poate nu trebuia să faci, că ai pierdut timpul? Lilu, de fapt, poate acum ai pus accentul pe ceva pe care este foarte important în viața mea. Una dintre motorurile și probabil ce mă determină să fac tot ce aici fac este ca să nu am regrete. Sentimentul ăsta de regret probabil este unul cel mai copleșitor ar fi pentru mine dacă eu aș regreta că nu am făcut ceva. Eu regret că nu fac, dar de regretat că eu fac, mereu o iau ca o lecție, chiar dacă poate fac niște greșeli sau nu o iau pe drumul corect, dar mereu o privesc ca o lecție și nu un regret. Regretele ar veni dacă eu nu aș face ceva. Iată, probabil asta și m-a determinat ca să fac medicină la 22 de ani sau să vin să lucrez în structurile de forță, să revin acasă, pentru că nu vreau să ajung la un moment în viața mea ca să zic că am avut timp, am avut oportunitatea, însă nu am dat curs acestei oportunități. Uite, ce te-a motivat să revii în Moldova? Dorința asta de a nu regreta sau de a vrea să schimb ceva? Probabil sunt mai mulți factori etiologici. Părinții, normal că fiecare copil vrea lângă ei. Mi-aduc aminte că pentru ei cât de mult m-au susținut, cât de încrezători erau că voi avea succese oriunde aș pleca, peste mări și țări, oricum aveau sentimentul ăsta că vrem ca fata noastră să se întoarcă acasă. Și asta au făcut, aș zice eu, strategic, încă din fragedă copilărie, pentru că au implantat sentimentul ăsta de patriotism și valorile familiare foarte, foarte adânc în caracterul meu. M-a determinat nu doar asta că vreau să fac schimbare, nu doar asta că sunt un spirit aventuros așa, da? Că vreau să le reușesc pe toate, dar m-a determinat într-adevăr educația părinților mei de a reveni acasă și de a aduce toate capacitățile și abilitățile pe care le-am preluat din alte țări, din alte experiențe, exact acasă. Pentru că în primul rând, familia mea a decis aceeași soartă ca să rămână acasă, în pofida tuturor greutăților. Și am zis că este necesar, că ei sunt tineri și trebuie să rămână acasă și să beneficiez Republica Moldova de tot ce aici am făcut eu peste hotare.
Uite, ai o poziție într-o structură de forță, cum ai zis-o tu, așa, când o auzi, prima dată te speri, așa. Cum ai ajuns să muncești? De fapt, în acest domeniu. De fapt, anul trecut, când s-a început toată perioada asta noastră de restriște, pandemia de COVID-19, am fost poate unul dintre fericitele cazuri că eram în anul 6 de facultate la medicină și tot învățământul a trecut pe online, ori eu nu pot să stai în fața calculatorului, nu sunt eu persoană, decât aș fi adepta unui proces hibrid, dar chiar nu online. Și revenit acasă, mi s-a propus ca să vin ca parte, membru a grupului de lucru care efectuau anchetele epidemiologice, în rezultatul cărora se ofereau indemnizațiile astea unice de 16.000 de lei pentru funcționari publici cu statut special. Făcând parte din grupul ăsta de lucru, m-am pliat foarte bine cu colectivul și am zis că să rămân pentru o experiență, iarăși, pentru a adăuga ceva interesant în viața mea. Ulterior, în septembrie, eu am absolvit facultatea de medicină, adică anul trecut, în 2020, dar am rămas la SPIA pentru că, între timp, am demarat foarte multe proiecte. Chiar dacă vorbim despre femei, că a fost și antevorbitoarea mea colegă de la INSP, voiam să zic că foarte multe proiecte care împuternicesc femeile în sistemul afacerilor interne, care cultivă valorile sănătoase în tineret și în copii, mi-au plăcut și mi-s foarte, foarte aproape de suflet. Am început să fac și comunicare și relații cu publicul. Asta deci, nu mai făcut. Da, adică sunt foarte multe activități care îmi sunt aproape competențelor mele și la moment sunt bine unde sunt. Medicină. Vrei să mai practici medicină? Vrei să te specializezi într-un domeniu oarecare în medicină? Sau ne lăsa viața să-ți arate? Da, eu nu vreau să zic că știi cum noi ne punem anumite scopuri, ne facem careva planuri, dar Dumnezeu are planul Lui. Și dacă nu vrei să-L amuzi pe Dumnezeu, mai bine da, nu vorbi. Exact. Da, am planul ca să fac rezidențiatul, pentru că până la urmă o persoană care a studiat medicina, care știe ce înseamnă să ai nopți albi la rând, care să te surmenezi din cauza că ai peste 13 sau 14 examene într-o sesiune. Medicina este stihia mea până la urmă și aș vrea să o profesez, dar cu siguranță iarăși nu va fi unicul lucru care îl voi face. Iată asta. Când te odihnești? Și cum te odihnești? Îți permiți să te odihnești? Păi, dacă iarăși revin la motoul clișeu, că dacă faci ceva cu adevărat care îți place, niciodată nu vei lucra o zi în viața ta. Adică, mie îmi place ce fac și nu percep faptul că nu este timpul meu liber sau nu este un lucru care pe mine mă consumă și ar trebui într-adevăr să fac o altă activitate care mi-ar aduce mai mare satisfacție sau mai ar încărca bateriile. Eu dimineața mă trezesc, mă duc la serviciu, mă încarc de la fiecare realizare pe care o fac sau fac și sport, mă întâlnesc și cu prietenii, merg și acasă la ungheni cu familia și petrec timpul. Eu primesc plăceri de la viață fiecare secundă. Că dacă nu aș face-o, devin foarte irascibil și trebuie să fac altceva. Dar în cazul ăsta nu cred că o să o vedeți așa, sub forma asta pe Lidia. În primul rând, mă bucur să te cunosc, o femeie minunată și cred că și voi cei de acasă ați rămas așa cu gura căscată atât timp cât am văzut reportajul și cât ai vorbit. Spor în toate să-mi inspiri în continuare mai multe femei să se realizeze pe toate planurile și să nu le fie frică să încerce. Exact. Eu mă bucur foarte mult că, de fapt, generația femeilor care acum cresc sunt femei curajoase, femei sigure, puternice, integre și ambițioase. Asta este proiectul meu de suflet, Femeia Spia, da? Care, într-adevăr, îmi dau seama că femeile din Republica Moldova sunt una tu și într-un colectiv de bărbați, chiar dacă sistemul afacerilor interne sau oricare alt sistem de forță sunt oarecum masculinizate, noi femeile aducem o doză de creativitate, de ingenuitate și de responsabilitate. Și de mai multă empatie și așa, bunătate, pentru că până la urmă suntem generatoare de dragoste.